Bună ziua, bine ați venit la o nouă meditație, o nouă meditație cu Cato. Astăzi am să vă prezint această meditație pentru coerență cu sunet bitonal bază. Deci este, am vorbit data trecută despre această meditație, am prezentat așa trei variante, deci acum va fi varianta bază care nu a reușit în live. Acest sunet bitonal, da? Deci eu fac înregistrare, nu live acum. Deci este vorba de un sunet bitonal, adică două tone, un sunet cu două tonuri, da? Ați văzut, este același sunet care l-ați auzit în introducere. Deci despre ce este vorba, foarte, foarte pe scurt, că am explicat și data trecută, am să las link și către da, live-ul de data trecută și am să fac și un articol în care să vă explic mai multe despre această meditație pentru coerență. Foarte pe scurt este vorba despre coerența activității inimii și cea a creierului, crearea unei armonii, da, în activitatea cardiacă și sistemului nervos, în special al creierului, deci se realizează o armonizare între, să zicem așa, corpul mental și corpul sufletesc, da? Între ceea ce gândim, cum gândim și ceea ce simțim, da? Ca trăiri emoționale. Deci este vorba de o harmonizare, o coerență, da? Bun, aici este vorba de frecvența de 0,1 Hz. La respirație, aceasta s-ar traduce prin faptul de o respirație la 10 secunde, deci o respirație completă, inspir și expir. Atunci este vorba despre un proces respirator în care inspirați 5 secunde și expirați 5 secunde, da? În total 10, 6 respirații pe minut. Deci acesta este tiparul pentru crearea acestei coerențe. Sunt baze științifice pentru această coerență, da? Am să vi le explic, da? Să nu o lungim, vreau să fie numai meditația. Deci, o să vă rog să luați o poziție comodă, șezând, preferabil șezând, da? Stați în șezut, cu picioarele ușor desfăcute, mâinile și ele ușor desfăcute și sprijinite pe picioare, coloana încercați să o mențineți cât mai dreaptă, într-o poziție cât mai confortabilă, dar coloana să fie cât mai dreaptă, da? Capul drept în continuarea coloanei, deci nu lăsați capul în jos, nu lăsați pe spate, să fie coloana dreaptă, capul drept. Varianta de bază va consta în inspir și expir câte 5 secunde, realizarea deci a unei respirații complete la 10 secunde, 6 pe minut. Da? Acesta este tiparul în care trebuie să vă încadrați. Eu am folosit acest sunet bitonal ca să eliminăm acea numărătoare. Este foarte greu să și numeri și să te și concentrezi la respirație. Și asta este mult mai ușor ascultând sunetul. Când sunetul se modifică la 5 secunde, modificați, treceți de pe inspir pe expir, de pe expir pe inspir și tot așa e mult mai ușor. Da? Și vă puteți concentra asupra procesului respirator. Acest sunet bitonal, da, puteți să-l dați mai încet sau mai tare, cum vă este mai convenabil. Da? Mi-e place să ascult în căști la telefon, de exemplu, da, chiar și când merg, chiar când mă plimb. Însă, în plimbare, bineînțeles, este mai greu. Îl ascult numai, nu reglez și respirația. Este greu în timp ce faci o activitate să menții și inspir și expir de 5 secunde. Este necesar să stați. Când faceți meditația ca atare, este bine să stați nemișcați, da, în poziție șezândă. Dar ca sunet, zic că îmi place și să-l ascult, da, și când mă plimb. Ok, ăsta este în principiu, sunetul este creat pentru a vă crea automatizarea asta, de a vă obișnui cu ritmul acesta de 5 secunde inspir, 5 expir, să se producă obișnuința. La un moment dat, probabil nu veți mai avea nevoie de sunet și probabil nici să numărați
Probabil se creează o obișnuință să respirați așa la 10 secunde. Asta ar fi ideea, dar sunetul vă ajută până vă creați această obișnuință. Chiar dacă la început e un pic deranjant, dacă o sunet, eventual dați-l un pic mai încet, dacă vă deranjează, dar o să vedeți după un minut, două, asocierile care se fac cu sunetul ăsta se vor șterge, da? Dacă aveți vreo asociere neplăcută cu sunetul de orgă, da? Cu tonul lui. Asta o să vedeți concentrându-vă pe respirație. Asta este ideea, să vă concentrați pe respirație și să fiți atenți numai la respirație. Asta este baza, da? Vă concentrați deci numai pe respirație. Veți închide ochii. Eu am să dau drumul, da? La sunet. Asta o să închideți ochii și vă concentrați numai pe respirație, să inspirați și să expirați. Sunteți atenți numai la expirație. Când sunetul se schimbă, schimbați, treceți de pe inspirație pe expirație, da? Deci 5 secunde, 5 secunde, tot așa. Acest ritm de sunet care va rula așa în continuu, va contribui însă totuși la crearea unei relaxări, a unei transe ușoare, da? Fiind același sunet. Și la un moment dat am introdus și al treilea ton pentru o ușoară variație. Și în continuare pe această meditație bază voi crea și alte modele, da? Deci asta este cea mai simplă, asta trebuie să vă intre în obișnuință, acest tipar, să vă obișnuiți cu acest tipar de a respira la 10 secunde, o respirație completă, 6 pe minut, da? La acest tipar se creează acest tip de coerență specială de activitatea cardiacă și creier. Deci, o să închideți ochii, ascultați sunetul, inspirați, expirați, inspirați, expirați, da, câte 5 secunde, sunteți atenți numai la respirație și la modul în care vă simțiți. Pentru început puteți să-l faceți un minut, 2 minute, cât vă este confortabil și după aceea, eventual, încet, încet să prelungiți. Eu am să las sunetul undeva, nu știu, pe la 6-7 minute, probabil cam așa. Eu să Sunetul are, nu știu, 9 minute, cred că în total. Nu știu, cam să-l las să meargă o meditație așa de 9 minute. Cineva vrea să facă o durată la un moment dat de 9 minute să poată să facă, cine nu poate, puteți întrerupe, da? Să mențineți numai, să zic, cât vei confortabil. La început va fi un pic mai greu să vă obișnuiți cu acest zi, după aia vă va fi tot mai ușor, da? Să mențineți acest timp mai multe minute. Ok, asta este varianta de bază, ochii închiși și concentrarea numai pe respirație. După aceea, a doua variantă, eu am să pun, deci puteți să faceți din această variantă încă o variantă, am să pun am să vă pun un fundal verde. Da? Ce este cu acest fundal verde? Este vorba de chakra anahata, chakra inimii, centrul energetic în yoga. Aveți sus simbolul, ceea ce e deasupra, acolo deasupra capului, în acea floare, este ca un chakra care se învârte, înseamnă cu un lotus cu 12 petale, deci sunt ca niște petale, așa sunt văzute clar văzători când această chakra centru se rotește și primește energie, da, prin această chakră. Iar acestei chakre a inimii corespunde culoarea verde. Chakra Anahata se află la mijloc între cele 7 chakre, da? Deci are 3 sus, 3 jos, este exact la mijloc. Culoarea verde în spectrul culorilor perceptibile de ochiul omenesc este și ea la mijloc și există o corespondență între această culoare verde și chakra inimii, da? Deci, după ce faceți de câteva ori, repetați acest exercițiu de meditație de bază cu ochii închiși, concentrarea numai pe respirație și pe ceea ce simțiți, după aceea puteți să faceți câteva exerciții în care să stați cu ochii deschiși, să priviți ecranul verde, culoarea verde, în timp ce vă concentrați, numai priviți culoarea verde și vă concentrați asupra respirației, da? Inspir, expir la 5 secunde, da? Și va fi un efect în plus dat de această culoare verde, da? Care corespunde chakrei inimii.
Aceasta este o altă variantă, tot așa simplă. După aceea, să vedeți, o să creez și variante de în care se vor combina mai mulți factori, da? Ok, deci am să dau trec pe, da, pe verde, să puteți să închideți ochii. Deci am să pun sunetul muzical, încă cele două tonuri. Inspirați. Expirați. Inspirați. Expirați.